La vremea ai simțit că ai luat orasna? sau că te-ai desprins de pământ? Hai, la început eram. Bine, și acum sunt, cred, mă consider modest, dar poate mai extrovertit, mai curajos în exprimare. Atunci chiar eram foarte liniștit, eram numai pe muncă. La în primii ani de Morani a fost numai pe muncă. Nu, 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 nu exista să ies, să mă consum, să fac prostii înainte de concerte. Nu. nu. Sală, studio, concerte. După ce sunt a de concertele cu Morandi, că ba lucram, ba nu lucram cu Moga și lansam destul de rar după primele două albume. Am, aia, am, început să am timp să ies și am mai ieșit. Dar niciodată la modul ăla să nu dorm două zile, să ies de patru ori într-o săptămână, n-am fost niciodată așa, tot timpul a fost echilibrat. Iar în privința evoluției personale și spiritualității, cred că viața oricărui om, dar mai ales artist, vine nevoia asta de mai mult. Curiozitatea, fără curiozitate, e clar că nu poți să ajungi nicăieri. Din curiozitate vin întrebările și căutarea răspunsurilor. E evoluție. Ok. Vorbeai adinor despre acest lucrat sau nelucrat cu MOGA. Voi cum ați tratat toate aceste oscilații ale relației voastre? Adică, nu știu, v aș ierta, nu v aș certat. Ziceați, bă, ne-a mers bine, acum luăm o pauză, vreau să lansăm și solo. Ce s-a întâmplat practic acolo? Da, clar a fost niște incompatibilități. Eu eram și foarte încordat, mai de mult. Uh -huh. Săream la gât omului atunci când și special la gâtul lui atunci când părea că e neserios, dezinteresat. Și am avut și certuri, am avut și în am avut și perioade în care am zis gata, nu mai fac nimic, fac eu solo, că prea trag de omul ăsta, nu știu ce. Dar până la urmă cea mai bună chimie și cele mai bune piese pe care le-am făcut, tot cu el a fost. Și am ajuns amândoi la concluzia asta de ceva luni de zile și am început să lucrăm iarăși. Și de data asta chiar cred că este un album mondial și cred că o să depășim granița asta a Europei de Est pe care am avut-o. Am avut-o până acum și vom fi mari. De să zic că ce fabulos va veni de acum încolo. Consider că a fost, dacă vrei, un soi de analogie, ca relația aia toxică în care ați stat, știi, vă despărțeați, ba vă iubeați iarăși, ba veneați și... Știi cum era aia cu amorul de împăcare, știi? Adică la modul gata s-a făcut amorul de împăcare, suntem ok acum, după care ulterior iar apă apăreau niște inadvertențe și ulterior ați decis că trebuie să rămâneți împreună. Ca așa da, Așa bine, nu ne-am despărțit niciodată, dar nu uh -huh. am fost focusați, nu ne-am dorit, cred că cu adevărat, să facem chestia asta să meargă. Și acum, pentru că amândoi ne-am mai calmat, am început să ne acceptăm defectele. Uh -huh. Și, uh, din motivul ăsta, suntem foarte relaxați și ies piesele mult mai ușor. Nu ne mai nervăm dacă unul nu ajunge la timp, chestii de astea, adică suntem... ne-am maturizat. Era în asta din dorința de a. Ajunge neapărat la un succes cât mai mare și poate și cât mai Când rapid și cât mai proeminent? Da, da, probabil că da. Simțeam că mi se trage covorul de sub picioare, că n-am mai lansat de mult, că fanii întreabă: bă, dar ce se întâmplă, de ce nu mai lansați? Plus că în piața internațională bă, trebuie să lansez des. Uh -huh. Pentru că se consumă repede, se consumă repede, acum se consumă și mai repede. Lumea nu mai are răbdare, sunt mulți artiști, dau din coate, toată lumea vrea să. Aibă succes. Ai trăit vreodată în impulsul ăsta al efemerității să stai să te gândești, bă, ok, acum suntem bine, avem niște piese în topuri, dar după aia trebuie să reconfirmăm faptul că suntem băieții ăia. Păi da, normal că am avut multe perioade de pauză și în perioadele alea de pauză, da, intram și în panică, se diminua și, și numărul de concerte și da, te gândeai, bă, cum n să continui, ce trebuie să fac, cum să mă reinventez ce vrea lumea să audă de la noi și când mai putem să punem și noi peste ca să nu ne repetăm. Uh -huh. Că și asta e o problemă, știi? Nu poți să-i dai omului același lucru pe care l-a auzit acum 4, 5, 7, 8 ani. Dar asta nu... nu poate fi socotită drept o chestie de identitate? Că uite și piesele lui Avicii aveau un sound da. foarte similar. Da, 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 da. Trebuie să iei uh, miezul, esența ceea ce înseamnă brandul tău și să l îmbraci diferit și acolo vine de fapt, talentul unui producător și al unui songwriter. Okay. Să nu te mai repeți, adică să sune Amorandi, dar să fie fresh. Deci asta îmi imaginez că e cea mai dificilă chestie la momentul actual. Cum da, pinde. dar am nimerit-o, adică nu știu cum am nimerit-o, dar... Și am cam când am ar urma să scateți albumul? În 2024? <coughs> Băi, avem două singuri de scos acum cu Universal și apoi nu știm exact cu cine o să semnăm uh, nou album. Mm -hmm. Sunt mai mulți interesați. Cred că ori la finalul anului. Ăsta. Ori. Ori 2025. Da. Wow. Deci fanii Morandi. Uh, ar trebui să zic asta și în engleză. Știi, să tăiem ulterior bucata yes. și să ajungă pe, pe TikTok ca să știe și fanii voștri care nu vor fi doar din Europa de Est ci de peste tot, că Morandi revine în forță la final de 2024 sau 2025. Păi nu, noi o să lansăm oricum. Anul ăsta trebuie okay. să lansăm cel puțin o piesă, dar eu cred că două. Dar lansarea albumului, nu știu cum, e, noi o să căutăm și alte voci, pentru că Morandi a fost mereu despre vocile noastre și despre alți artiști. Și acum avem acces și la artiști internaționali, nu ăia de top, dar artiști cu voci care să facă să sune piesele, să le ducă la alt nivel. Și atunci durează un pic mai mult căutarea asta și să te înțelegi cu managementul lor și așa mai departe. Ok. Tu și Marius, uh, uite, uh, mă uitam la Răzvan și Dani care ziceau că și au o relație de foarte, foarte mult timp cumva, adică sunt, ei sunt pe TV, practic ce erați voi în muzică sau ce mm. sunteți voi în muzică. Și ziceau că întotdeauna uh, cei mai buni prieteni sau cei mai buni colaboratori se ceartă de la bani, de la femei, femei Cam atât. N-am avut niciodată nicio ceartă în privința banilor și femeilor. Serios. Și de la bani împrumutați, da, atent, gata. Da, și de nu, la banii împrumutați, nu? Nu, nu? nu mă, nu, astea sunt chestii de oameni care nu au maturitate. Nu, noi n-am avut niciodată neînțelegeri în privința asta. Doar, poate, incompatibilitățile astea pe care le aveam în studio uh -huh. și neputința de a veni la un mijloc și a lucra constant. În rest, femei, el a avut mereu relații, eu și cu relații și fără, dar nu, n-am atentat niciodată la viața personală a celuilalt.